Da, bine și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, care astăzi iarăși prezentăm partea a doua din modurile Minecraft. Pentru că da, ce să facem altceva pe Minecraft? Astăzi vreau să prezentăm animatronicii, toi și uiderezi. Bun. Mai întâi vreau să luăm pe... Vrem să luăm pe toi, Freddy. Astăzi cred că o să fiu ăla cu mai lung videoul, pentru că prezentăm FNAF 2, știți? Bun. Să luăm și toi, dacă tot așa, dar nu, vreau să facem testul cu... Villagerul și sabia, cum să numim. Bun. Toi, Freddy. That's what you get from leaving me hanging! Știi ce mă enervează la asta? Pe ultimii custom night o să-mi dea foarte brain damage. Știți că, da, mâine eu să urmeze un episod de ultimii custom night, da, când filmez eu, e sâmbătă, da. Ca să vă zic, când urmăriți voi, mâine pentru voi, în ultimii custom night. Bun, așa. Avem mecanica asta cu animatronicii, cu villagerii. Ok, văd cum... Așa-i jumpscare-ul. Acum... O să dăm aici pe că nu știu ce să... Oricum, da, ce se aude așa pe fundal este o mare... mașină... Nu mașină, o drujbă de aia de... Așa, ia, animața asta. Este... deci el nu cade pe jos, nu face așa. Doar stă cu capul jos, zici că e în depresie. Așa. Următorul anim... Nu, chiar următorul. Bun. Avem aici o păpușă sau o statuie cu el. Poate să meargă. Asta e poziția lui de jumpscare. Asta e o poziție mai specială. Asta zici că se uită în sufletul tău. Aici văd că e la showtime. La fel. Aici zici că e... Nici nu-i se vede picioarele. Da. Bun. Și aici avem un Toy Freddy de showtime, adică unul care cântă și face cap. Acum o să luăm. Da, asta e showtime. Pentru showtime. Dacă vreți și voi modul, eu v-aș spune să vi-l descărcați. Dacă nu reușiți, o să vă dau eu link-ul în descriere, dacă așa. A, stai puțin, că mai am făcut o greșeală. Cam a trecut 3 minute și deja am prezentat primul animatronic, adică... Mâna să facem... Nu, chiar în următorul video de... Minecraft cu modul ăsta și maker cu FNAF. Aici. Și aici. Toi bani. Toi banii din FNAF. Cum să nu? Bun. Toi banii. Mecanica asta este destul de diferită. Ia. Aici are chitară. Are just chiar mai diferit. Acum hai zi. Văd că nu dă gen. Nu se aude jumpscare-ul când ai tragi hit-uri și nu mori. A, numai că dacă l-o mori. Da, are aceeași poziție ca Bonnie, dar stai că Bonnie n-are chitara la el, dar el are chitara la el. Asta e mai diferit. Da, e fain. Ce mai vedem aici la Bonnie, văd că... Mergem, poziția aceeași, la fel și asta. Încă o poziție pe care o avea Toy Freddy. Asta este poziția de... Așa? Asta când vine în fața ta. Doar atât. Și asta cred că e când se bagă în vent, ori pompariu. Mai avem un test la showtime.
care cântă, prezintă meci de astea. Nu mă vreau să mă. Nu știu cât o să dureze, dar cred că e destul de lung videoclipul. Aș spune să vă pregătiți popcornul. Un haz de. Bine, poziția asta de genție. Dar văd că nu, ce mă mire că nu se mișcă gura când se dă genție. Asta e poziția normală. Asta când e pendent. Asta e o poziție când e în fața ta, cred că. Bă, dă-te, bă! Asta e tot original, dar fără cioc. Și mă, ce văd diferit e că asta n-are ochii de endoscheleton. Mă, hai să omorăm. Nu știu dacă am ratat la tocica ce. Dar nu mai este alt tocica. Oi. Cica. Sunt să mă uit. Dar nu este așa că văd ce. A, uite. Mai este o tocică. Vreau să pun cam uitat de ea. Da, nu face mare lucru. Asta cu siguranță trebuie să ai de o animație că moare. Cum ține? Doar mai am să facem ce să facem. Aia, Toy Freddy de Duplo. Da, văd că are aceeași animație ca Toy Freddy, nu este prea wow. Aici e foarte tare. Nu fain. Bă, da, am setat să nu fie ploaie. Ce, încă este ploaie. Eu nu vreau să fie ploaie, pentru că mă deranjează ploaia. Hai mă, cât e acum? Cam atât cu toți și cam acum. Mangle. Mai avem poziția ei de showtime, din păcate, pentru că Mangle asta e stricată, cum să facă spectacol stricat. Vedem aici că văd că ce atacă animatorul nici. Văd că vede. Bă, dar până acum, mă, doi banii cu Mangle nu fac jumpscan când le dai hit-uri. Păcat că n-avem versiunea reparatorului Mangle, dar nu cred că există. A, uite și poziția asta, care nu-i vedem fața. Este o poziție mai apropiată de a lui Toy Freddy și a lui Tocica. Avem cum este la Mangle asta. Bine, asta merge. Merge destul de ciudat, asta e jumpscare-ul. Asta e o poziție random. Asta... Da, cred că poziția asta n-ar trebui să aibă sens. Uite, de o lac, frate, nu e niciun perete cum... Da, asta e doar pusă la mișto. Uite și asta e pusă la mișto. Asta zici că e stricată. A, e doar o animație așa. Deci nu pot să zic că Mangle are cel mai șmechere animație. Să ajunge și acuș la Uiderezi. Nu credeți că nu am uitat de ei. Bun. Balloon Boy. Bun, Balloon Boy este animatronicul cel mai nervant pe un 2 pentru că da.
Trebuie să fii atent să nu îi lași ușa deschisă. Oh, asta nu mă așteptam să omoare un villager. Balon boy, normal, nu te omoară pe Flip 2, nu-i așa? Dar cred că ăsta e VR, nu știu. Sau așa e copil, că e mai Minecraft. Ai mai mare. A, uite, ăsta are o poziție mai diferită, credeam că are poziție să stea cu capul jos, dar văd că stă așa, cum stătea, cum îl chema pe la, da, Toy Bunny, Toy Bunny. Bun. Am de început, asta e de mers, asta e de jumpscare. Asta e poziția mai random, asta e poziția din vent. Da, da, dă-te slime. Asta cred că e poziție și asta random. Ok. Am atacat o balon boy. Paped. Paped, paped. Am zis că paped este animatronicul care trebuie să încadrăm la ceva smaker. Bun. Hai. Bine, papede este destul de înaltă. Vedem ce face la animatronici. Da, același jasper ca la finatul. Nu m-am mirosat pe asta. Asta se întinde pe jos, zici că stă la plajă. Am de să vedem cum face. A, merge, zici că e un clop. Chancerul ăsta zici că he is not good. Adică același chancer. Asta e de șută. Ok. Asta sunt doar poziții mai importante. Ok, asta e mult. Nu o face mare fabrică. Oh, nu mai mor. Nu vreau să mă... Bun. Așa. Acum am zis că asta era de... Eram făcut unul de ăsta cu... Așa. N-aveam ce să fac pe mapă. Bun. Uite. Singurul care are o poziție de showtime. Ready, bun. Ce avem ăsta, ăsta și ăsta. Nu se aude. Bun, vezi animat. Ia, ia, se duce pe... A făcut ochii albi. Același jazz, chiar ochii, nu mă așteptam. Mă așteptam, de fapt. Nu știu de ce zic că ochii, nu. Ready, stai puțin, ce naiba ai? Stai puțin, ce ai? Unde te duci, grab? Serios, Freddy? Aceeași poziție ca paped? Da, cred că are poziția ca la service. Da, aceeași poziție ca la parte în service. Bun. A, din ce poziție ai tu, Freddy? Ce poziție ai? Mergi. Oh, nu faci așa la mine. Așa. Cum a făcut? N-am văzut, dar haideți să vedem. Asta e când apare la office-ul tău. Știu, știu poziția ta. Poziția asta e din FNAF. E din... Asta, așa. Asta e cum moare. Și asta... Da. Tu vei din aia poziții prea așa. Prea speciale.
Asta e de Showtime, singurul animatronic care nu este prea stricat. Are niște fire așa, nu prea stricat. Ai, uite, doar Freddy, că mai mori. Asta e versiunea de Showtime a lui. Gata, am urmărit. Bun. Nu spuneți în comentarii că puteai... Eu doar îi testez. Of, 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 animatronicul ăsta m-a terorizat în a treia noapte de pe FNAF 2. Dacă mai țineți aminte videoclipul care l-am făcut. Bă, uite-te ăla că... Asta pentru noapte stricată, care mi-ai stricat-o tu cu masca ta și cu astea. Băi, văd că vrea să plece, dar nu lăsa să plece. Aceeași poziție ca la... Nu, asta e poziția care o are în parte service. Și mesaje mai primesc și eu. Nu să-l las atât în pace. Bun, uite Bonnie, văd că merge. Asta e postura lui că merge. Asta e de jumpscare. Asta se uită la tine, zici. Asta e când e mort. Asta când îți apare în față. Asta în vent, parcă. Da. Uite, Rebon, e bolund. E bolund. Așa. Asta este... Eu îi zic la uitere, ci ca... Cap. Nu. Gură cât o șură. Pentru că, bă... Uite-te ăla că cât o gură... Ce gură are... O gură cât ușoară. Ia vedem. Ce... Cum faci tu la ăștia? Da, cu siguranță facea cu gura. Bă, vino, vino, vino. Că te omor. Nu vreau să... Uite-te o leacă. Oh, ce... Ce poziție... Nebună și-a luat. Aceeași poziție ca pui de răboni. Nu mă miră faptul ăsta. Așa. Asta e când merge. Asta când îți dă jumpscare cu gura ei cât ușură. Asta zici că e event. Ce amăzant e când ultimii custom night are poziție foarte amăzată în event. Ai, mă. A, e doar o poziție, așa. Ok, hai din... Următorul animatronic. Și cred că e ultimul, dacă mai țin eu minte. Ia să, o să mă uit la final. Nu, uite, răfuse. Bă, animatronicul ăsta, dacă nu ești atent pe holuri și vine și Balloon Boy, îți dă bolunzeală maximă. Ok, nu mă așteptam la jumpscare-ul ăsta. Tu uitați, să-i trag cu sabie. Nu știu cât o să fac, cât o să țină seria asta cu așa. Ok, ăsta cade pe jos. Bă, de ce cazi pe jos? Da, văd că a cazut pe jos. E mort, e bia. Așa sunt oamenii din România când... După ce bea o bere, 30 de bere cu alcool. A, cred că asta nu-i posibil. Văd că asta ți dă cu ala. Și poziție mare. Ok. Asta ți din... Oh. Hai mă. Bun. Hai să vedem dacă mai are... Dacă mai sunt animatronici din FNAF 2 care i-am uitat să-i pun. Nu cred că am uitat, adică... Mă gândesc să văd. Nu cred că... Gold of Freddy, uite, Gold of... Văd că Gold of Freddy nu este în jocul ăsta. Și mă întristează asta. Cam atât cu episodul ăsta.
Dacă v-a plăcut episodul, dați like și subscribe. Pa, pa!